IDF și-a extins ofensiva la sol în sudul Libanului la începutul acestei săptămâni. Ca parte a expansiunii, o divizie IDF a început manevre ofensive într-o zonă nouă din sudul Libanului. Ofensiva terestră a fost precedată de artilerie, tancuri și foc aerian din partea forțelor aeriene pentru a pregăti intrarea. Operațiunea militară include localizarea, confiscarea și distrugerea multor arme Kalashnikov, inclusiv a zecilor de rachete Coronet, grenade și muniție destinată forței Radwan a Hezbollah. În plus, au localizat mai multe depozite de arme echipate cu zeci de rachete chiar în casele civililor. Premierul Benjamin Netanyahu s-a adresat duminică secretarului general al ONU, Antonio Guterres, cu un apel pentru evacuarea soldaților UNIFIL din bastioanele Hezbollah din sudul Libanului. Domnule secretar general, scoateți forțele UNIFIL din calea pericolului. Acest lucru ar trebui făcut chiar acum, imediat. Netanyahu a continuat spunând că păstrarea soldaților UNIFIL pe câmpul de luptă i-a transformat în scuturi umane pentru Hezbollah. Președintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri că oprirea exportului de arme folosite de Israel în Gaza și Liban este singura modalitate de a pune capăt războiului de acolo. Știm cu toții că aceasta este singura metodă de a pune capăt, a spus Macron la un summit al liderilor europeni și mediteranieni din Cipru, citat de agenția de presă AFP. Macron a susținut de asemenea că Israelul țintește în mod deliberat forțele de menținere a păcii UNIFIL din Liban și a spus că acest lucru este absolut inacceptabil. Comentariile sale vin la o zi după ce UNIFIL a susținut că personalul său a fost lovit de focul israelian. Un al doilea incident a avut loc vineri, IDF afirmând că forțele sale au tras într-o amenințare din apropierea unei poziții UNIFIL din sudul Libanului și au recunoscut că postul a fost lovit, rănind doi membri ai UNIFIL. Relațiile dintre Franța și Israel au cunoscut o răcire puternică în ultimile luni, după eliminarea liderului politic Hamas, Ismail Haniyeh, la Teheran, a comandanților Hezbollah la Beirut, fapt ce a culminat zilele trecute atunci când Macron și Netanyahu au avut un schimb de mesaje neprietenoase. Ministrul iranian de externe Abbas Araghchi a efectuat un tur diplomatic regional pentru consolidarea unor alianțe pe fondul perspectivelor tot mai mari de escaladare a războiului din Orientul Mijlociu. El s-a întâlnit cu omologul său saudit, prințul Faisal bin Farhan al Saud, în Riad. În urma întâlnirilor, principalul diplomat al regimului Ayatollah a susținut că relațiile Republicii Islamice cu Regatul Arabiei Saudite progresează, în ciuda informațiilor conform cărora Iranul a amenințat Arabia Saudită că i-ar putea lovi infrastructura strategică a regatului dacă Israelul ar distruge instalațiile esențiale ale Iranului. După încheierea vizitei sale în Regatul Arabiei Saudite, ministrul Araghchi a călătorit în Qatar, unde s-a întâlnit cu prim-ministrul țării Mohammed bin Abdulrahman Al Thani pentru a-și prezenta punctele de vedere cu privire la cele mai recente evoluții din regiune. Președintele rus Vladimir Putin s-a întâlnit cu noul președinte al Iranului, Masoud Pezeshkian, pe măsură ce preocupările cresc cu privire la escaladarea atacurilor dintre Israel și Iran. Întâlnirea a avut ca scop principal pregătirea semnării unui acord de parteneriat strategic. Putin i-a spus lui Pezeshkian că pozițiile Moscovei și Teheranului cu privire la afacerile internaționale sunt adesea foarte apropiate. Conform rezultatelor noului sondaj național de opinie publică realizat de Centru pentru Studii Publice din Chile, 17% dintre chilieni se definesc drept evanghelici. Sondajul a arătat că 76% dintre respondenți spun că cred sau au crezut dintotdeauna în Dumnezeu, ceea ce reprezintă o ușoară scădere față de sondajul din 2018, când erau 80%. Noul sondaj oficial a întrebat despre religia în care au fost crescuți respondenții, constatând că 74% erau catolici, 18% evanghelici, 6% fără nicio religie, niciunul dintre respondenți nu s-a identificat drept musulman sau evreu, 31% se consideră agnostici sau atei. Dintre cei 74% dintre cetățenii crescuți în credința catolică, doar 48% dintre adulți au spus că mențin aceeași credință.